Două persoane au murit și alte patru au ajuns la spital în urma unui grav accident de circulație ce a avut loc marți seară în jurul orei 17:20 pe DN2 în localitatea Traian. Evenimentul rutier pare să fi pornit după primele cercetări din vina conducătorului autoturismului Toyota. Acesta ar fi încercat să depășească pe partea dreaptă un tir care se deplasa pe direcția România și doar că autoturismul a acroșat tirul și a ajuns apoi într-o dubiță care transporta valori și care se deplasa din sens opus spre Roman. Salutați pe numărul vezi pe ucider rutier produs pe raza localității Săboan, satul Traian, comuna Săboan, la fața rutinului vărsat cu autospecială de descarcelare grea, autospecială cu apă și spumă și ambulanța spus și autospecială de primă intervenție și comandă. Ajunge aici s-a constatat că erau încarcerate mai multe victime în autoturismul Toyota Avensis, iar victimele din mașina de transport valori au suferit și ele accidentări și au fost preluate și transportate la centrul de primire, centrul de primire de ecupaj de sarci. S-a intervenit pentru descarcerarea a două victime aflate în autoturismul Toyota, conducătorul auto și pasagerul din spate. Aceste victime au fost stabilite, declarat decesul de către medicul de pe ambulanță, iar alte două victime au fost transportate în stare destul de gravă la spital. Conducătorul auto, un bărbat, și pasagerul din spate, o femeie, au fost declarate decedate. Celelalte două victime, copii, persoane adulte, din mașina mică, care sunt în stare gravă. Sunt persoane adulte, care au fost preluate de către și transportată la spital și una de către un echipaj SAJ și transportată la spital. Cum v-am spus, în stare gravă. Autoturismul Toyota era înmatriculat în Grecia și cel puțin o parte a ocupanților mașinii aveau documente grecești. Cele două persoane din această mașină, care au supraviețuit impactului, au fost transportate la spitalul de urgență Roman în stare foarte gravă, unde au și decedat. Am auzit o foarte mare bubuitoare, explozii, roți, cadavre. Dar ce v-a tras atenția? Poftim? Ce v-a atras atenția? Ce ne-a atras atenția? Păi circulația asta e foarte periculoasă aici pe autostrada asta. Persoanele rănite, ați discutat cu cineva sau erau inconștiente? Nu am discutat cu nicio persoană, erau decedate, uitați aici. Și celelalte filmați? Și celelalte două. După producerea accidentului, circulația pe E85 a fost blocată pe ambele sensuri de mers, coloanele întinzându-se pe mulți kilometri, iar traficul a fost deviat pe o stradă secundară din Traian. La data de 7 iunie 2016, pe drumul național 2885, în interiorul localității Traian, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate 3 autovehicule. Din păcate, accidentul rutier a fost soldat cu decesul a 2 persoane și vătămare corporală a altor 5. Efectuăm cercetări pentru a stabili cu exactitate cauze și condițiile în care a avut loc accidentul rutier. 2 dintre conducătorii auto au fost sesați cu aparatul alcool test, rezultatele, din fericire, fiind negative. Efectuăm cercetări pentru a stabili cauza și împrejurările în care a avut loc accidentul rutier, dinamica accidentului rutier. Cei decedați, nu, străini. Toți ocupanții unui autoturism nu erau români. Acest eveniment rutier este, se pare, cel mai tragic accident petrecut pe raza județului Neamț anul acesta.